Străzi pline de gropi și acoperite cu noroi. Copii care merg la școală strecurându-se printre bălți. Locuințe fără apă curentă sau gaze, așa arată tot cartierul Mimiu, un colț din Ploiești unde timpul a stat pe loc. Vă duceți la școală voi? Da. Așa prin noroiele astea tot timpul? Da. Da. Ui, mă, lasă, asfalteze, că e copii, uite ce să face pe picioare, numai noroi. Oameni fără speranță, sătui de promisiunile care vin odată cu fiecare campanie electorală, ce au renunțat să mai creadă că cineva mai poate schimba ceva. Uitați, cu cizme, cu bocanci, ne ducem copii, le mai punem pungi în picioare la copii, de-i trimitem la școală să ajungă cu încălțămintea curată la școală. Și pe noi, să mai se intereseze de strada asta, că uite, suntem vai de capul rus copiii ăștia. Spălăm în continuu și ia uite ce aici, ai duce la școală tot șegoși. Uitați-vă, acești copii minunați, cum se duc la școală prin aceste noroaie. Cred că și oamenii ăștia ar merita un alt tratament, având promisiuni de zeci și zeci de ani. Uitați-vă cât noroi! Vă dați seama, la cinci copii care-i trimit la școală, cu încălțămintea plină de noroi, nu avem apă, nu avem asfalt, haine murdare, încălțăminte murdară, deci ne descurcăm foarte greu. Suntem ultimii pe această hartă, de atâția ani avem atâtea compromisuri, că o să facă, că o să dreagă și așa mai departe. Promisiuni. Uitați, exact, da. Promisiuni și uitați rezultatul. Și parcă nu era suficient că sunt îngropați în noroi și gunoaiele au acoperit cartierul. Locuitorii din cartierul Mimiu nu au asfalt, în schimb, au, cum se vede aici, munți de gunoi. Practic, în mijlocul cartierului, toată această zonă s-a transformat într-o groapă ilegală de gunoi. Municipalitatea vine cu noi promisiuni. Odată ce se vor debloca proiectele cu finanțare europeană, se va trece la asfaltare. Au fost deblocate toate cele 8 proiecte, 6 din ele deja avem aprobarea pentru finanțare, urmând ca ultimele două, cele referitoare la asfaltare și la sistemul de canalizare, să sunt în curs de analiză, așteptăm aprobarea și acestor ultime două proiecte. Practic, când ar trebui să înceapă lucrările și ce sumă a fost alocată? Pentru asfaltare a fost alocată un buget de 6 milioane de lei, iar pentru extinderea sistemului de canalizare 3,5 milioane lei. Campania Cum trăiești la Ploiești va continua. Ne propunem să arătăm realitatea în care sunt nevoiți să trăiască ploieștenii în toate zonele din municipiu.